ziua, sunt Andreea Dumitrache. Vedem împreună știrile orei 14. Premierul Ludovic Orban a fost huiduit în Valea Jiului, unde se află cu prilejul zilei minerului. Șeful executivului a făcut și o gafă, a susținut o alocuțiune, însă în timp ce vorbea despre problemele minerilor, acesta a uitat denumirea minei Lonea, ceea ce a nemulțumit și mai mulți pe cei care erau acolo. Minerii au strigat numele complet al locului respectiv. Oamenii au cerut apoi să mărească pensiile. Unul dintre cei care au strigat în mulțime a fost scos de acolo de jandarmi. Delegația Pro-România se pregătește, delegația Partidului România Mare. Oamenii din Valea Jiului au cerut premierului explicații despre pensii. Blocat în mulțime, Orban le-a explicat că acestea vor crește, dar nu cu 40%. Ceea ce privește pensiile, nu vă supărați. 40% nu-i de vină nici guvernul care a fixat, nici dumneavoastră că e pandemie, ci nemernici aceia care din 1990 până acum au păpat banii. Nu avem de unde, credeți-vă ce vă spun. Riscăm să ducem România în dacă intrăm în incapacitate de plată, nu mai plătim nimic. Nici salarii în sectorul public, nu mai plătim nici pensii, nici alocații, nu mai plătim nimic. Mai bine creștem prudent, bazându-ne pe valori economice, decât să facem o creștere pe care nu putem susține ulterior și care va afecta toată societatea negativă.